celor amici. Domnule profesor, aveți scenă. Facem că deschiderea. Alo. Înainte de a da cuvântul domnului profesor Bergati, o să prezentăm expoziția omagiului Ion. Tema conferinței, practic, este minunea de la Mărășești. Dorim să aducem un elogiu sfințeniei și, dacă vorbim pe orizontal, un elogiu bărbăției. De aceasta ne-am gândit la această minune de la Mărășești, când Dumnezeu a admirat vitejia soldatului român și a trimis unul din sfinții săi să decidă soarta bătăliei. Expoziția omagiului Ion nu e o expoziție care aduce un omagiu unui om, Ion Boroș, bunicul meu, ci e o expoziție care aduce un omagiu tuturor ionilor care au luptat pentru neamul acesta românesc. Cred că cel mai bine ar fi să îl invite domnul Sorin și doamna Despinat să ne prezinte expoziția. Eu o să vă mai spun doar câteva cuvinte. Tata moșu Ion Boroș a luptat la Mărășești, a avut practic 7 ani, a fost sub arme, începând cu campania din sudul Dunării, 1913-1914 și până la cucerirea Budapestei. A fost decorat de 7 ori, cea mai mare distinție fiind virtutea militară obținută la Mărășești. A fost un moment inedit în care regele Ferdinand și regina Maria i-a decorat pe eroi de la Mărășești, atunci când a ajuns în fața bunicului, regele a scăpat decorația, cei doi, regele și bunicul, au rămas drepți unul în fața celuilalt și regina Maria, cu prezență de spirit, se apleacă, ia decorația și în timp ce o prinde în piept, se adresează regelui: maestate, soldatul român nu se apleacă niciodată. Întors din război, tata moșu se căsătorește cu bunica Floare, are 7 copii. Primul copil îl botează Nicolae, iar în virtutea faptului că era decorat cu virtutea militară, merge de 2 ori la rege și obține fonduri cu care clădește la Regiu, la poalele vârfului Răiuț, biserica cu hramul Sfântul Nicolae, pe care o vedeți în tablou acolo. Da, domnul Sorin sau doamna Despina, cine prezintă expoziția? În primul rând, pe domnul să-l poftiți, vă rog. Da, vă rog.